Miercuri 21 noiembrie la Craiova va avea loc o întâlnire regională a inspectorilor generali, a reprezentanților camerelor de comerț și a unor agenți economici interesați de această formă de învățământ. În această perioadă agenții economici își pot exprima dorința de a susține acest tip de învățământ. În acest sens, miercuri avem organizat o întâlnire regională la Craiova, organizată de către CNDIPT, o întâlnire la care vor participa inspectorii școlari generali din regiune, reprezentanții ai camerelor de comerț, ai agenților economici, reprezentanții ai Ministerului și ai Senatului României. Această întâlnire are ca și scop faptul că trebuie să ne împărtășim din experiențele noastre de anul trecut și să spunem în ce stadiu ne aflăm fiecare județ în parte. Pentru învățământul dual, operatorii economici interesați pot transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual până pe data de 23 noiembrie la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Pentru învățământul profesional, operatorii economici interesați pot transmite până pe 23 noiembrie unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Vâlcea sau Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020. Formularele, model de solicitare de școlarizare în învățământ dual, model de solicitare de școlarizare în învățământul profesional și toate celelalte documente referitoare la organizarea și funcționarea învățământului profesional și a învățământului dual pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.